adunat cu ochelari noi. Suntem aproape de granița cu Haiti și luăm masa în următoarele minute din acest loc. La Del Mar. Mergem spre granița. Granița cu Haiti. Granița cu Haiti. Lunea, de luni până vineri, este un mare târg. Doar luna și vineri. Lunea și vineri este un mare târg, azi de luni. Un animal mort de roaba asta. Salida, ieșire. Încercăm de nu știu cât timp să intrăm în Haiti. Este a treia încercare. Dar nu ne vine să dăm 100 de euro pentru câteva ore să intrăm, pentru că este 20 de euro ieșirea din Republica Dominicană, după aia 10 euro intrarea și încă 17 intrarea în Haiti. Așa că vom sta doar pe aici, la graniță. Luna și vinerea. Astăzi este luni și este marketul binațional dintre Republica Dominicană și Haiti, în care în această zi haitienilor le este permis să intre în Republica Dominicană și să vândă tot felul de produse, astfel pot supraviețui. După cum se observă, intră o grămadă cete, de haitieni. S-a construit și... Acesta este podul dintre Republica Dominicană și Haiti. Coconații? Chiar aș băga un coconat. Doi trec prin apă. Mamă, ce haos! Mira, eso es la calle de allá, los contenedores. La basura. La basura, ¿no? Ese contenedor. Mira. Vin, cete. Nu dăm 100 de euro să intrăm. E prea mult. Credeam că e doar 30 de dolari, cum citisem pe net. Bine, acum am stat de vorbă cu un dominican și ne-a zis: intrați, după aia dați o mică șpăcuță, 200 de pesos. Dar chiar, nu merge chiar așa. Mai ales cum suntem mari, toată lumea ne ginește din prima. Toată lumea vrea banul. Ne ginește din prima, cum suntem albi. 100 de dolari merită, că o să faci un video ultra... Hola, hola! Acum am vorbit cu un dominican și ne-a zis: merită să intri, că o să faci din video ăsta o grămadă de bani pe YouTube. Stai chill, că noi nu avem contul ăla de 10.000, 100.000 de subscriberi. Așa că nu merită pentru noi. 100 peso. 100 peso. Hai, injecțion? Nu. Cu un cutou, cu debușel, cu un ticoton, tapel. Ah, cum la crem, cum la crem, nu? Acesta este locul unde au voie haitienii să vină să-și vândă produsele în Republica Dominicană. Mare haos general. Asta nu este vera. Mare haos.
Se vorbește creola. Nimeni nu mai vorbește spaniol în zona asta. Putem spune că am fost și pentru o oră în Haiti, dar fără viză. Când am vrut să plătim cei 100 de euro. Bine, dacă câștigam din YouTube, păi plăteam. Păi plăteam, da. Dar așa n-are sens. Ăla. Merită, la cât bani faci din YouTube cu video ăsta. Oricum, hub-ul e pe partea asta. Că i-au lăsat dominicanii să vină să-și vândă produsele.